Nu se mai termină certurile dintre PSD și Pro-România de când foștii membri sunt hotărâți să pună bazele unei noi formațiuni politice, amenințând partidul aflat la guvernare că va rămâne fără membri. Cearta este aprigă în special la Gorj, unde Victor Ponta este criticat de socialdemocrați. Deputatul susține că nu dorește să intre în conflict cu foștii colegi, însă recunoaște că nu poate rămâne indiferent la criticile aduse. De pildă, după ce Elvira Șarapatin a declarat că politic Victor Ponta a pus, deputatul de Gorj a răspuns cu aceeași monedă. Eu nu o să spun vreodată ceva de rău despre colegii mei de la Gorj, niciodată. Ba, dimpotrivă, mă bucur că fiind pe primul loc pe listă anul trecut, uite așa a intrat și locul 4 la Parlament, nu? Mai ales că, de câte știu, doamna Șarapatin n-a votat cu PSD, a votat cu Călinoi. Deci, așa cu mine, mort, cum a zis? Mort politic? A ieșit... A ieșit și locul 4 din 5, dacă mai ne chinuim puțin, luăm 5 din 5 deputați. Obrazul nu are toată lumea, obrazul. Eu am... Deși a ajuns la Gorj, Victor Ponta a preferat să nu-și mai salute colegii parlamentari care se aflau astăzi la birouri. Acesta a declarat că nu dorește să se ajungă la mici incidente. Vreți să se ardă cu cafeaua? Eu îi salut întotdeauna, repet, eu am în Gorj numai prieteni. Nu am niciun fel de dușman în Gorj. Dar dacă le e frică, mai ales aici, îi salut la Parlament, nu e nicio problemă. Nu vreau să vine Dedi, vă dați seama ce le face aici, îi leagă în lanțuri, îi bate cu biciu dacă cumva m-au salutat. Nu o să înțeleg, recunosc, nu o să înțeleg această frică. Victor Ponta a ajuns la Gorj însoțit de Daniel Constantin după ce au făcut o mică vizită și în Deva, unde susțin un candidat ce va intra în cursa electorală pentru alegerile parțiale ce vor avea loc pe data de 5 noiembrie.